mai puțin de o lună toți copiii vor merge la școală. Unitățile de învățământ vor rămâne deschise, spun autoritățile, până când în localitatea în care se află vor fi înregistrate 6 cazuri la 1000 de locuitori. În plus, chiar dacă într-o clasă vor fi îmbolnăviri, elevii vaccinați ar putea să continue să vină la școală, spune ministrul educației Sorin Câmpean. Avem tot ceea ce ne trebuie ca anul acesta școlar să începem cu prezență fizică, să rămânem cu prezență fizică. Am trecut prin anul trecut, mai multe, am învățat mult, dar anul trecut nu aveam vaccin. După discuții pe care am avut cu specialiștii, asupra impactului pe care l-au avut anul trecut asupra elevilor. Aceea n-aș vrea să mai trecem prin această situație, să facem tot posibil ca festivitățile de deschidere a anului școlar să fie cât mai aproape de normalitate. Știu că este complicat, dar am încredere că vom găsi cele mai bune soluții, pentru că este un moment important în viața fiecărui elev și aș vrea să ne bucurăm împreună de această zi. În partea mea am exprimat ca de fiecare dată opinia că nu doar personalul din sistemul medical, dar și cel din învățământ și eu aș spune mai departe și din MAI, și din MAPN și din sistemul public, trebuie ori să vaccineze, ori să avem această variantă cu testarea. Nu putem să mergem mai departe așa cum am mers până acum. O declarație făcută de premierul Florin Câțu după ședința care a avut loc în această dimineață, o ședință la care au participat și ministrii Sănătății și Educației, vorbim despre Ioana Mihăilă și Sorin Câmpeanu. Au urmărit această ședință și concluziile ei. Colega mea Emma Stoica, în direct acum cu noi, Emma. Bine te-am găsit, Mihaela, bun găsit tuturor. Au fost mai multe măsuri anunțate de către cei doi miniștri după această ședință, măsuri care urmează să fie discutate și cu reprezentanții elevilor și părinților. În primul rând vorbim despre masca de protecție. Aceasta va rămâne obligatorie în școli, însă în spațiul deschis, de exemplu în curtea școlii, aceasta ar putea să fie scoasă. De asemenea, în timpul orelor de sport, este de preferat ca aceste ore să se desfășoare în spațiul deschis, însă acolo unde nu este posibil și se va desfășura în spațiu închis, masca de protecție nu va fi obligatorie în funcție de incidența din zona respectivă. De asemenea, vorbim și despre ce se va întâmpla dacă după 6 cazuri la 1000 de locuitori o școală va fi închisă sau nu. În primul rând, trebuie să vorbim despre persoanele și elevii vaccinați. Există posibilitatea ca elevii care sunt vaccinați, aici vorbim peste clasa a 6-a, să poată să vină în continuare la școală, iar ceilalți să treacă în format online. Însă această decizie încă nu este luată. De asemenea, pentru profesorii care au ales să nu se vaccineze până în acest moment, ba mai mult, nici nu se vor testa în momentul în care va trece numărul de cazuri, va trece de 6 cazuri la 1000 de locuitori, aceștia este posibil să intre în concediu fără plată, să nu mai fie lăsat să predea, dacă nu vor să se testeze sau să vaccineze. Cât despre testarea profesorilor, este în continuare o discuție între Ministerul Educației, NSP și Ministerul Sănătății, dacă testarea se va face pe banii profesorilor sau va fi suportată de stat. Așteptăm să vedem și noi cum va arăta acest ordin cu toate regulile. Între 1 septembrie și 3 septembrie vom avea toate aceste reguli clare și vom vedea cum va începe școala de la 13 septembrie.